vorbim despre dulciuri, pericolul dulciurilor la femei. Noi știam până acum cât de rău ne poate face, însă n-am avut idee că poate duce chiar și la cancer mamar. Este un mecanism mai complex din câte am observat, adică indirect, treptat se produce. Facă consumul crescut de dulciuri și de grăsimi reprezintă un factor predispozant, un factor de risc care se asociază altora. În niciun caz se poate spune că declanșează cancerul. În schimb, există studii care nu sunt chiar așa de noi, treaba asta se știe de ceva timp, care arată faptul că persoanele care au consumat de-a lungul vieții o cantitate mare de dulciuri și de grăsimi, mai mult de atât, sunt și obeze, au un risc crescut de cancer, cancer în general și, în mod particular, cancer de sân. Și chiar există corelație dovedită științific între aceste două lucruri, consumul crescut de dulciuri și cancerul de sân. Există două explicații posibile. Pe de o parte, faptul că celula canceroasă are un metabolism mai accelerat și este consumatoare de glucoză și atunci, alimentând continuu o cantitate mare de glucoză, practic îi favorizăm dezvoltarea. Pe de altă parte, este un lucru bine cunoscut faptul că odată ajuns în sânge, zahărul declanșează secreție de insulină, insulină care și ea influențează dezvoltarea celor canceroase. Pe de altă parte, mai există și o corelație între nivelul de hormon estrogen și insulină și mecanismul explicat anterior, iar cantitatea mare de hormon estrogen în sânge, de asemenea, este un factor predispozant pentru cancerul mamar. În general, vorbim de contextul actual, vorbim de carbohidrații rafinate, adică de tot ce înseamnă dulciuri. Exact, vorbim de zaharuri simple pe care le găsim și care nu sunt asociate și cu altceva, pentru că și fructele, de exemplu, conțin carbohidrați simpli, însă sunt asociate cu fibre, sunt asociate cu minerale, cu antioxidanți, deci practic sunt factori de protecție împotriva cancerului. În schimb, dulciurile rafinate, care înseamnă zahăr și atât, eventual în combinație cu diversi aditivi care și aceștia potențează dezvoltarea cancerului, toate acestea coroborate influențează dezvoltarea celulelor canceroase. De aceea, o măsură de prevenție ar fi, de la bun început, limitarea consumului de zaharuri la toate persoanele, în special la persoanele de sex feminin, dacă ne referim la cancerul de sân, iar odată cu apariția cancerului diagnosticat, reducerea cât mai drastică a cantității de zahăr, să nu ne referim numai la zahărul alb, zahărul plastic, tot ce înseamnă zaharuri rafinate, dulciuri. Practic. Nu putem să includem categoria asta dulciuri și cafeaua? Nu. Decât dacă punem zahăr. Dacă este îndulcită, da. Deci orice conține zahăr rafinat, da, devine, să spunem, în categoria de dulciuri. Dacă ai pus 3 lingurițe de zahăr în cafea, e clar că este acel zahăr care își aduce și el aportul. Toate nenorocirile astea apar acum cauza acumulării în timp a zahărului, adică bineînțeles, e vorba de un consum de zeci de ani. Și o altă corelație care ar trebui subliniată este între obezitate și cancerul de sân. Femeile obeze au o incidență mai crescută a cancerului de sân, pentru că țesutul adipos este o sursă de hormon estrogen care influențează dezvoltarea cancerului. Este la regulă dacă alegem variante, nu știu, mai light, să zic, în loc de ciocolata normală, să alegem ciocolata neagră sau cu un conținut mai mare de cacao. Da, dacă ne referim la ciocolată, ciocolata neagră este un aliment cu rol de protecție, pentru că cacao pe care o conține are antioxidanți și în felul ăsta protejează împotriva dezvoltării tumorale. Pe de altă parte, cantitatea de zahăr este mai mică, în schimb, cantitatea de calorii, valoarea calorică a ciocolatei negre nu este semnificativ mai mică decât a unei ciocolate obișnuite, atunci putem să o consumăm tot cu măsură, nu se poate spune că recomandăm așa ceva. Ceea ce putem recomanda, în schimb, este un consum mai mare de fructe.
special fructe de pădure, fructe sălbatice, care au cantitate foarte mare de antioxidanți și care sunt și dulci și ne fac și plăcere să le mâncăm, pe de altă parte aduc cantitate mare de antioxidanți care sunt factori de protecție și în felul ăsta, dacă fie ca, ca măsură de protecție, ne obișnuim copiii să consume, să prefere fructele și să elimine dulciurile, îi, practic îi protejăm împotriva dezvoltării cancerului, iar la o persoană la care s-a diagnosticat un cancer, putem să intervenim prin limitarea ratei de creștere, ratei de dezvoltare a cancerului. Nu se poate vorbi despre vindecare, nu se poate vorbi despre lucruri miraculoase sau drastice, dar este o minimă măsură pe care o putem face.